Bună ziua și bine ați venit la această nouă prezentare din seria dedicată System Center 2012. Numele meu este Adrian Stoian și sunt trainer și consultant IT. Astăzi vom povesti despre System Center 2012 Data Protection Manager. Acest produs este un produs care nu este de backup. Asta este poate primul lucru care merită menționat despre el. Este un produs care realizează protecția datelor. Prin ce diferă asta de backup-ul tradițional, o să vedem în prezentare. Pe scurt, vom face o introducere în System Center 2012 Data Protection Manager și pe urmă vom avea și o demonstrație. Haideți să vedem o scurtă introducere în ce înseamnă Data Protection Manager. În primul rând, este un sistem care lucrează cu agenți. Practic, va trebui să instalăm câte un agent pe fiecare server de producție pe care dorim să realizăm protecția datelor. Acest agent folosește Volume Shadow Copy Services pentru a copia în background datele care trebuie protejate, fie că acestea sunt fișiere sau baze de date, cum ar fi cele de la SQL sau de la Microsoft Exchange sau chiar baza de date Active Directory. Deci e un sistem care lucrează cu agenți. Faptul că are câte un agent pe fiecare host, fie că este server sau client, îi permite să aibă un control mai bun asupra felului în care se face backup-ul. Am menționat deja suportul pentru protecția serverelor Microsoft, deci servere bazate pe Windows și a aplicațiilor care rulează pe acestea, deci inclusiv, de exemplu, Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL și o să vedem în prezentarea de astăzi și suportul pentru Hyper-V, deci pentru protecția serverelor de virtualizare. O să insistăm mai mult asupra acestui suport, deoarece este important în cadrul discuției pe care o avem referitoare la implementarea unei soluții de private cloud. De asemenea, Data Protection Manager 2012 poate proteja și datele de pe clienți. Putem instala agenții pe laptopuri sau desktopuri, iar acești agenți pot realiza protecția datelor chiar dacă, să zicem, lucrăm cu un laptop care este deconectat de la rețea. Practic se va realiza un snapshot care ulterior, când calculatorul este conectat din nou la rețea, va fi copiat pe server. DPM folosește un sistem de protecție a datelor bazat pe discuri. Bineînțeles că putem salva datele ulterior și pe bandă, dar în principal ele sunt sincronizate de pe serverele de producție, deci se face o copie, un snapshot la nivel de bloc pe discurile atașate la Data Protection Manager. Putem folosi fie directly attached storage, deci discuri conectate local, SAS sau conectate, de exemplu, și chiar și în RAID, sau storage area networks, unde configurăm volume dedicate pentru Data Protection Manager. Pentru protecție long term, putem copia datele pe bandă, există suport pentru diverse tipuri de tape library, dar funcționalitatea principală a Data Protection Manager este protecția pe disc. Pe bandă de obicei se face salvarea pentru arhivare, pentru motive de păstrare a datelor din punct de vedere istoric. Deci avem de fapt două obiective. Unul ar fi protecție de tip short term cu intervale de recovery foarte strânse, deci practic la cel mai des se poate face puncte de recuperare la 15 minute și de asemenea protecție la nivel long term pentru aceasta datele sunt salvate pe bandă. Este un sistem bazat și orientat la protecția de aplicații, respectiv aplicații din familia Microsoft, am menționat deja Exchange, SharePoint, Active Directory, SQL și serverele Hyper-V. Este de asemenea integrat cu celelalte soluții din familia System Center, în particular cu Operations Manager 2012. Consola DPM este în momentul de față disponibilă, integrată în Operations Manager 2012.
Aici aveți o listă a sistemelor de operare de tip server și client și de asemenea aplicațiilor care sunt suportate pentru a fi protejate. Avem, de exemplu, suport pentru tot ce înseamnă Windows Server, începând de la Windows Server 2003 R2 și variantele superioare, deci Windows Server 2008, precum și variantele de tip Windows Storage Server. De asemenea, pe partea de client, suportă Windows XP Professional Service Pack 2, Windows Vista și Windows 7, deci pentru sistemele de operare de tip desktop, deci pentru care instalăm agenți pe desktop-uri și pe laptop-uri. Iar în ceea ce privește aplicațiile, avem o arie destul de largă de acoperire. Începem cu SQL, începând de la SQL 2000 Service Pack 4 și până la versiunea 2008 R2 inclusiv, SAP, Exchange Server, începând cu versiunea 2003 și finalizând cu Exchange Server 2010, inclusiv suport pentru Database Availability Group, SharePoint Server, începând iarăși cu versiunea 2003 până la 2010, Dynamics și de asemenea Hyper-V ar fi printre cele mai notabile soluții suportate pentru protecția datelor pentru Data Protection Manager 2012. Cât e puțin din terminologia folosită de acest sistem? În primul rând, Volume Shadow Copy Services este o componentă din sistemul de operare cu ajutorul căruia se pot copia date în background în timp ce fișierele respective sunt folosite, fie de sistemul de operare, fie de către aplicații. Este foarte important pentru a putea face copierea datelor în background și fără a deranja aplicațiile care nu trebuie oprite pentru a copia datele respective. Practic, Data Protection Manager poate instala agenți doar pe sistemele de operare care suportă Volume Shadow Copy Services și de aici suportul pentru versiunile de sisteme de operare pe care l-am menționat anterior. Data Protection Manager va realiza o replică a datelor din mediul de producție, de pe serverul de producție, pe discurile atașate la serverul de Data Protection Manager. Replica se face la nivel de bloc, practic cu ajutorul Volume Shadow Copy Services se va realiza o hartă a blocurilor folosite, de exemplu, de un fișier sau de o bază de date și blocurile vor fi sincronizate prin rețea către serverul de DPM și vor fi copiate pe discurile atașate și gestionate direct de către Data Protection Manager. Practic, aici ar fi deosebirea fundamentală față de backup-ul tradițional, care se face la nivel de fișier. Aici, sincronizarea se face la nivel de bloc. Avantajul principal este că atunci când un bloc se modifică, nu trebuie copiat și resincronizat tot fișierul, ci doar blocul care a fost modificat. Practic, cu ajutorul Volume Shadow Copy Services, DPM urmărește ce modificări se fac asupra fișierilor sau bazelor de date protejate și va sincroniza doar modificările, deci doar blocurile modificate. Practic, inițial se va face un sincronizare full, adică se vor copia toate blocurile care compun un fișier sau o bază de date și ulterior se vor sincroniza doar modificările. Prima sincronizare se numește Express Full, deci e o sincronizare completă, urmată de sincronizări doar a blocurilor modificate. Toate aceste puncte de sincronizare se pot face cel mai des la 15 minute și fiecare dintre ele poate constitui un punct de recovery. Deci, practic, putem recupera la orice moment de timp din cel mai des 15 în 15 minute. Putem calcula care ar fi spațiul alocat, necesar ar fi alocat pentru a realiza o astfel de protecție. În general, spațiul necesar este de la 1,5 până la 2 sau 3 ori spațiu ocupat de datele de producție, respectiv, de exemplu, dacă avem o bază de date de 1 giga și vrem să asigurăm protecția ei, putem
aloca 1,5 până la 2 sau chiar 3 giga, depinde cât de des vrem să avem puncte de recovery. Pentru baze de date avem în plus suportul pentru copiere de transaction log-uri, astfel încât nu trebuie neapărat să facem puncte de recovery foarte des. Putem face, de exemplu, puncte de recovery, deci o sincronizare zilnică și urmând să copiem transaction log-urile, aceasta fiind o funcționalitate specifică pentru produsele care folosesc baze de date, gen SQL Server, Exchange sau chiar Active Directory. Și pentru a restaura datele, practic restaurăm de la ultimul recovery point și apoi DPM va face replay la transaction log-uri până la punctul de recuperare pe care dorim să-l realizăm. În felul ăsta putem maximiza numărul de puncte de recuperare fără să fim limitați de spațiu de stocare sau de numărul total de puncte de recovery suportat de Data Protection Manager. De asemenea, avem suport pentru bare metal recovery. Asta înseamnă că folosind un boot disk care rulează o versiune modificată de Windows PE, putem boota un server și recupera apoi datele de pe serverul de DPM de la zero, deci în întregime, sistemul de operare plus date plus, eu știu, acele aplicații mai erau instalate pe acel server, practic reconstituind configurația sistemului de la zero, bare metal. Avem prin integrarea cu Operations Manager suport pentru alertare, deci practic Operations Manager face monitorizarea infrastructurii de DPM cu ajutorul unui management pack corespunzător și va genera alerte în consola de Operations Manager pe baza cărora operatorii pot rezolva diverse probleme, de exemplu spațiu liber pe unul dintre volumele alocate poate scade sub o anumită limită, se generează un alert. De asemenea, avem posibilitatea să colocăm date de pe un singur DPM server, pornind de la mai multe servere de producție și avem suportul pentru verificare de consistență. Asta o să vedeți chiar în demonstrație. Practic să verifică consistența datelor și dacă e nevoie să resincronizează cu sursa de producție. Alte noutăți în DPM 2012. Am menționat deja integrarea cu Operations Manager 2012. Practic veți avea în consola de Operations Manager 2012 integrată consola de DPM. Și în felul ăsta puteți gestiona atât alertele care pot surveni ca urmare a protecției datelor, de exemplu, faptul că nu a reușit realizarea unui recovery point sau faptul că spațiul liber pe disk a scăzut sub o anumită valoare, cu operațiile de management din DPM. Practic, operațiile care erau disponibile în consola de DPM acum sunt integrate și în consola de Operations Manager. Avem facilități de remote troubleshooting, asta e integrată iarăși în consola de Operations Manager 2012. Autentificarea, bineînțeles, este bazată pe roluri, astfel încât putem desemna permisiuni de securitate pentru cine are voie să facă anumite operațiuni, de exemplu recovery sau chiar protecția, crearea de protection groups și așa mai departe. Și avem de asemenea și suport pentru PowerShell, pentru a putea automatiza diverse operații de protecție a datelor sau de recuperare. Cu ajutorul lui Orchestrator putem realiza integrarea cu alte sisteme de tip Service Desk, cum ar fi Service Manager 2012 sau sisteme prin care, de exemplu, de ticketing, prin care utilizatorii se ceară recuperarea anumitor date și să putem automatiza operațiile respective. Alte funcționalități, avem suport pentru protecția datelor încriptate cu UFS, de asemenea colocare de media prin salvarea datelor, de exemplu, din mai multe protection groups pe aceeași bandă și avem disponibil un integration pack pentru System Center Orchestrator 2012, cu ajutorul căruia, așa cum am menționat, putem automatiza diverse operații și ne putem integra cu celelalte produse din familia System Center. De asemenea, au fost făcute o serie de îmbunătățiri prin
rerularea automată a joburilor care au eșuat și încercarea de a repara eventualele probleme, de exemplu faptul că un agent nu este funcțional, să poate încerca automatizarea operației de reparație a acestuia. Câteva dintre noutățile apărute pentru partea de protecție de aplicații. Pe partea de SharePoint avem suport îmbunătățit pentru recuperare de tip item level. Dacă ați studiat versiunile anterioare, știți că recuperarea se făcea într-un recovery farm, deci trebuia să avem cumva separat un recovery farm de SharePoint unde să putem recupera baze de date de conținut și să apoi din baza respectivă de date să putem extrage, de exemplu, documentul care ne interesează, deci itemul specific care ne interesa. În acest moment, practic, putem face recuperare fără a avea nevoie de recovery farm. Putem recupera fie întreaga fermă, o bază de date, un site collection, un site sau chiar un singur item. Pe partea de Exchange a fost îmbunătățit suportul pentru SE util și de asemenea avem posibilitatea de recuperare în serverul original, pe un alt server, într-o bază de date de recovery, știți că și la Exchange aveam noțiunea de recovery storage group, sau salvarea pur și simplu a bazei de date într-o locație de rețea, într-un share sau pe bandă. Aceste ultime scenarii sunt foarte utile pentru scenarii de migrare. Pentru partea de SQL, încă de la versiunea 2010 Service Pack 1 aveam suportul pentru End User Recovery. Practic, administratorii de SQL aveau posibilitatea ca din consola de SQL să-și recupereze singuri baze de date fără a accesa consola de Data Protection Manager. De asemenea, putem activa protecția la nivelul unei instanțe de SQL și automat toate bazele de date care se află pe acea instanță de SQL vor fi protejate și chiar bazele de date noi care vor fi create pe acea instanță vor fi automat protejate. Un alt scenariu interesant este protecția serverelor de bază de date SQL 2005 și recuperarea bazelor de date pe o versiune mai nouă, pe SQL Server 2008 sau R2. E un scenariu care poate fi folosit cu succes la migrarea datelor atunci când nu vrem să facem conversia in place a bazelor de date. Deci, practic, instalăm un server SQL Server 2008 lângă serverul vechi cu SQL Server 2005 și apoi, cu ajutorul lui DPM, întâi protejăm datele de pe SQL Server 2005 și le recuperăm pe SQL Server 2008. Deci, poate fi folosit ca și scenariu de migrare. Pe partea de Hyper-V, încă de la versiunea 2010, aveam suport pentru protecția serverelor Hyper-V la nivel host level, deci instalam agentul de DPM pe host, dar începând de la versiunea 2010 SP1 a fost adăugat și suportul pentru cluster share volume, foarte important pentru partea de live migration. Deci este important pentru că în momentul când o mașină virtuală este migrată de pe un nod pe altul dintr-un cluster, folosind live migration, se păstrează protecția acesteia. Deci mașina este urmărită, pe orice host din cluster s-ar afla. Bineînțeles, pentru asta trebuie să instalăm agenți pe toate nodurile din cluster. De asemenea, avem suport pentru recuperarea unei mașini virtuale pe un alt host decât cel original și recuperarea la nivel de item level prin montarea VHD-ului ca sistem de fișiere și apoi extragerea fișierelor respective pe hostul unde a fost montat VHD-ul respectiv. Vom discuta în detaliu despre aceste funcționalități. Pe partea de protecție a clienților, trebuie să știm că putem proteja până la 3000 de stații de lucru sau laptopuri folosind un singur DPM server. Deci, practic, puteți instala agenți pe stații de lucru, pe desktopuri, pe laptopuri și puteți proteja datele utilizatorilor. Acest lucru va proteja doar datele, nu și fișierele sistemului de operare. Practic, agentul de DPM va asigura protecția doar a fișierelor create de utilizatori
fișierilor create de utilizatori, excluzând fișierele sistemului de operare, care pot fi foarte mari. Utilizatorii au posibilitatea, cu ajutorul unui add-on din Windows Explorer, să-și recupereze singur datele și în felul acesta eliberând pe administratorul de DPM de taskurile de recuperare. Avem posibilitatea de a asigura protecția atât în scenariu offline cât și online. Deci chiar și în scenariu în care, de exemplu, avem instalat agentul pe un laptop care este deconectat de la rețea, putem asigura totuși în continuare protecția, pentru că agentul de DPM face snapshot-ul local, conform schedule-ului planificat, urmând ca atunci când laptopul se va conecta din nou la rețea să avem să se sincronizeze datele pe serverul de DPM. În felul acesta puteți realiza protecția datelor utilizatorilor de pe desktop-uri, de pe laptop-uri, am spus până la 3000 de stații de lucru atașate la un singur server de DPM. Bineînțeles, trebuie să calculăm și să alocăm storage-ul corespunzător, dar scalabilitatea a fost îmbunătățită față de versiunea 2010. În continuare, aș vrea să povestim puțin despre funcționalitățile din Data Protection Manager pentru protecția infrastructurilor de virtualizare. Deci mă refer aici, bineînțeles, la Hyper-V. Am discutat deja mai devreme scenariul în care protejăm un cluster de Hyper-V care are de asemenea activat suportul pentru cluster shared volume. În felul ăsta putem face live migration de pe un nod pe altul a mașinilor virtuale și dacă instalăm agenți de DPM pe fiecare dintre nodurile din cluster, putem proteja o mașină virtuală chiar dacă aceasta este migrată live de pe un nod pe celălalt. Deci, practic, DPM înțelege faptul că a fost migrată mașina și asigură protecția ei în continuare pe noul host. Alte scenarii de protecție, bineînțeles, dacă discutăm de instalarea agentului pe host, deci pe, de exemplu, pe nodurile dintr-un cluster. În felul acesta putem proteja toate mașinile virtuale, indiferent ce se află în interiorul acestora, deci făcând abstracție de sistemele de operare guest. Vom discuta ulterior și despre scenariul în care instalăm agentul de DPM în interiorul mașinii virtuale, dar deocamdată discutăm de scenariul de protecție de pe host. Cu ajutorul instalării agentului pe hosturile, de exemplu, de pe nodurile dintr-un cluster, putem selecta pentru protecție mașinile virtuale care se află pe acele hosturi. Ulterior, putem recupera o mașină virtuală, de exemplu, de pe serverul de DPM pe același host, deci în locația originală, pentru a restaura, de exemplu, situația în care se afla mașina virtuală la un moment dat, sau putem restaura pe un alt host sau cluster de Hyper-V. Foarte util în scenarii de testare, de exemplu pentru a testa faptul că putem recupera mașina virtuală sau chiar și de migrare. Dacă nu vrem să deranjăm, să zicem, serverul de producție, cât timp pregătim un alt server sau cluster. Un alt scenariu este cel în care restaurăm discul mașinii virtuale pe un file share, apoi DPM va monta VHD-ul respectiv ca un disc în sistemul de operare, urmând să putem recupera chiar și fișiere individuale din interiorul acelui VHD. Această funcționalitate se numește Item Level Recovery. În scenariul în care vrem să restaurăm datele, de exemplu, dintr-o mașină virtuală, trebuie să ne gândim dacă trebuie să instalăm agentul pe host sau pe guest. În scenariul în care instalăm agentul pe hostul de virtualizare Hyper-V, practic putem proteja doar întregul VHD, făcând abstracție
de ce se află în el. O altă problemă este că în momentul respectiv mașina virtuală se află în execuție. Chiar dacă Data Protection Manager realizează copierea cu Volume Shadow Copy Services, există o posibilitate ca în memoria mașinii virtuale să se afle date. Din acest motiv, ceea ce se întâmplă este că se face un pauze, deci se pune pauză la mașina virtuală și se salvează atât VHD-ul cât și conținutul memoriei, astfel încât să poată recupera exact la momentul respectiv de timp. O alternativă la această funcționalitate este să instalăm agentul și în interiorul mașinii virtuale, cu condiția să fie un sistem de operare suportat, deci Windows Server, începând de la Windows Server 2003 R2 și Windows XP, începând de la Service Pack 2 în sus. Deci avem un agent instalat pe host, cu ajutorul căruia putem proteja întreaga mașină, și nu avem granularitate, practic nu putem selecta mai puțin decât întreaga mașină virtuală pentru protecție. Și scenariul de recuperare este similar cu o recuperare bare metal, practic recuperăm mașina virtuală în întregime la momentul de timp în care s-a făcut punctul de recovery. Avantajul la această variantă, la această abordare, este că putem face abstracție de ce se află în interiorul mașinii virtuale, se poate afla orice sistem de operare, pentru că protecția se realizează de pe host. În scenariul în care însă vrem să avem o granularitate mai mare cu privire la ce selectăm pentru protecție, instalăm agentul în interiorul mașinii virtuale și acolo, bineînțeles, trebuie să fie un sistem de operare suportat. Avem aplicații, cum ar fi SQL Server sau Exchange sau SharePoint și putem selecta individual, de exemplu, baze de date care să fie protejate, la fel baze de date Exchange, ferme SharePoint sau site-uri individuale, fișiere. Deci, practic, avem o granularitate mai mare la asigurarea protecției. Și la fel, în momentul când facem recovery, putem restaura la nivel de item. Deci, practic, o bază de date SQL sau o bază de date Exchange la SharePoint, mergând până la nivel de bază date de conținut, site-uri sau chiar documente și, bineînțeles, fișiere individuale. Din acest punct de vedere, e ca și cum am avea agentul instalat pe un server fizic. Practic, protecția este similară cu acest scenariu. Ok, am discutat despre toate aceste funcționalități, acum să vedem și un demo, numai puțin. Am aici o mașină virtuală cu Data Protection Manager și să trecem în modul full screen, sper că se vede bine. Ceea ce vedeți este consola de Data Protection Manager 2012. Dacă mergem la tabul de monitoring, aici vom avea alerte care au fost generate ca urmare, de exemplu, a eșuării unor joburi. În această situație vedeți că a eșuat realizarea unui recovery point. De asemenea, la tabul de protections puteți vedea protection grupurile care au fost create. Vedeți că sunt create un număr de 3 protection grupuri, toate pentru niște baze de date SQL și unul dintre aceste protection grupuri are o eroare, deci nu a putut fi creat un recovery point. O să vedem puțin mai târziu cum putem depana această eroare. La tabul de recovery putem vedea o listă cu recovery point-urile, deci vedeți aici în calendar cu bold datele la care au fost create diverse recovery point-uri. Și în partea de jos vedeți baza de date care a fost protejată. Și pornind de la această bază de date putem porni recuperarea. La fel vedeți aici recovery group și aici aveți alte două baze de date. Una este Adventure Works la care
ultimul recovery point a eșuat, deci ați văzut eroarea pe care de la tabul de monitoring și mai avem o bază de date records. Putem practic merge la oricare dintre datele în care s-au creat recovery points. În acest scenariu practic s-au făcut recovery points din două în două săptămâni, dar se poate face cel mai des până la 15 minute. Apoi avem o secțiune de reporting în care puteți rula diverse rapoarte, de exemplu zona de recovery point status, să zicem că vrem pe ultimele 4 săptămâni aici, pentru că mașina virtuală a fost oprită în această perioadă, nu o să avem de fapt date, dar vedeți formatul rapoartelor pentru fiecare dintre protection grupurile care au fost incluse, create pe Data Protection Manager. Și la zona de management puteți vedea serverele pe care au fost instalați agenți. În momentul ăsta avem agent instalat pe un server de SQL și pe un server de Hyper-V și vedeți aici că statusul acestora este OK. Pentru că toți suntem la zona de agenți, haideți să instalăm un agent pe un domain controller, deci avem wizard-ul de instalare de agenți. Trebuie ca firewall-ul să ne permită conectarea remote, deci cu remote administration and file and print sharing exception, ca să putem instala agentul. Aici vedeți că au fost descoperite o serie de calculatoare din domeniul curent pe care se poate instala agentul de DPM și o să adăugăm serverul respectiv în listă. Aici trebuie să dăm contul și parola pentru protecția serverului respectiv, scuze, cealaltă parolă. Ok. Face validarea parolei introduse, deci ca să nu putem greși. Și aici trebuie să selectăm dacă vrem să restartăm serverul. Bineînțeles, dacă e un server de producție, nu e bine să-l restartăm, așa că o să selectez că îl voi restarta manual mai târziu. Asta înseamnă că până nu facem restartul, agentul nu va finaliza instalarea. Și wizard-ul va continua cu instalarea agentului. În acest moment se conectează remote la serverul domain controller, care și el aici rulează în mașină virtuală și va instala agentul pe mașina respectivă. O să închid wizard-ul, el va continua în background și ne va da informațiile mai târziu cu privire la statusul agentului. Aș vrea să ne uităm puțin și la discurile alocate pe serverul de DPM. Vedeți că au fost alocate două discuri de câte 50 de giga și dacă mă uit în Disk Manager, observați că pe lângă discul pe care se află sistemul de operare și unde se află instalat, bineînțeles, și Data Protection Manager, avem aceste două discuri de 50 de giga și pe ele sunt niște volume, să zicem, mai ciudate, pentru că vedeți că nu sunt volume tipice ale sistemului de operare, nu au drive letter, ele sunt gestionate direct de către serverul de DPM. Practic, aici sunt sincronizate fișierele la nivel de block level de pe serverele de producție. Ați văzut că aveam protecție pentru 3 baze de date. Pentru fiecare bază de date a fost alocat o astfel de, să zicem, partiție pentru baza de date propriu-zisă, fișierul de bază de date propriu-zisă și încă una pentru logurile, deci transaction logurile alocate baze de date respective. În felul ăsta putem avea puncte de recovery, așa cum am spus, mai dese, pentru că nu trebuie să facem sincronizare full, bineînțeles, numai a diferențelor, express full, modelul de sincronizare folosit pe DPM, dar facem mai rar și, în schimb, copiem transaction logurile. Asta este despre alocarea discurilor. Vedeți că discurile sunt în regulă și, bineînțeles, aici, tot aici avem și suportul pentru librării. Deocamdată
Nu am nicio librărie de bandă, fiind și o mașină virtuală, practic nu puteam atașa o librărie. Vedeți că a finalizat instalarea serverului Domain Controller, așa că pot merge să fac un nou Protection Group. Și să zicem că voi crea un nou Protection Group. Deci, să zicem, pentru protecția serverilor, observați că avem și posibilitatea de a realiza un protection group pentru stații de lucru. Aici o să selectez serverul Domain Controller și este agentul va detecta automat că este vorba de un server Domain Controller și, mă rog, aici pentru că nu a putut enumera unele discuri, mă atenționează. Dar pot bifa System Protection, iar dacă vreau protecție la nivelul întregului volum, pot bifa All Volume sau pot merge să protejez, după cum vedeți, fișiere individuale. Dacă vreau să protejez All Volume, este util în cazul în care vreau să fac Bare Metal Recovery. Deci voi asigura deci System Protection și vedeți că o să spun că se numește un Active Directory Protection Group. Voi folosi Short-Term Protection. Opțiunea pentru Long-Term Protection pe bandă nu este disponibilă pentru că în momentul ăsta nu am atașat nicio bandă la serverul de DPM. Vedeți, pot specifica deci nivelul de retenție pentru baza de date Active Directory, să zicem că punem aici 30 de zile și se va face de fiecare dată câte un express full backup la o oră, la o oră specificată. De exemplu, în cazul ăsta este la ora 8 după masă. În funcție de asta, mi se spune că va aloca un DPM 40,57 giga și va și crește automat în funcție de cât crește cât cresc datele de pe serverul de producție. Observați că avem un factor de multiplicare de 2. Practic, datele de producție ar fi 20 de giga, dar pentru că am ales să asigurăm protecția timp de 30 de zile și facem câte un full express backup zilnic, se va, să zicem, datele, capacitatea necesară a fi alocată ar fi de 40 de giga. Și aici putem selecta deci pe ce tip, de exemplu, replica volume, ce dimensiune va avea și, de asemenea, separat recovery point volume, cel care conține sincronizările parțiale, deci numai a diferențelor față de sincronizarea inițială, ce dimensiune are. Deci acestea au fost calculate automat de către DPM, dar le pot și modifica dacă vreau, de exemplu, să aloc un spațiu de stocare mai mare. De asemenea, pot să zic să fac o sincronizare în DPM server. O să aleg să fac acest lucru mai târziu pentru că acum facem această demonstrație să nu ne deranjeze prin copierea 20 de giga prin rețea, deci putem planifica faptul ca sincronizarea inițială să aibă loc mai târziu și de asemenea putem configura să ruleze automat un consistency check dacă replica devine inconsistentă. Practic, în momentul în care agentul de DPM trimite checksum-uri și serverul DPM detectează că replica este inconsistentă, se poate trigăra un consistency check. O să facem și noi acest lucru pentru cealaltă bază de date care ați văzut că avea o problemă. Deci am creat Protection Group-ul, trebuie să dureze foarte puțin pentru că am spus că va avea loc sincronizarea mai târziu. Acum el practic doar alocă spațiu pe discurile de pe serverul de DPM, urmând ca sincronizarea inițială să se facă mai târziu. O să aruncăm imediat o privire și asupra lui Server Manager în zona de Disk Management. În momentul ăsta mașina virtuală merge un pic mai greu pentru că
lucrează în background, deci o să, dacă ne uităm acum, vedeți că a alocat automat 30 de giga pe cel de-al doilea disc, așa atâta cât ne-a spus să face, că va face pentru sincronizarea full, și încă 10,57 giga pe primul disc pentru punctele de recovery, deci sincronizările diferențelor. Deci vedeți că DPM-ul gestionează singur discurile în ceea ce privește felul în care sunt alocate datele pe storage-ul respectiv. Va trebui să monitorizăm utilizarea acestui storage și să alocăm storage suplimentar dacă este nevoie. Acum să examinăm puțin acest protection group în care avem protecția unei baze de date și vedem că avem un recovery point creation failed. Pentru a încerca să reparăm această problemă, putem încerca să rulăm un consistency check și ne recomandă ca să facem acest lucru numai dacă replica e inconsistentă. Bineînțeles, asta dorim să facem și va începe un proces în background pentru verificarea datelor vis-a-vis deci, de serverul de producție, care în momentul ăsta este undeva, rulează în background, și datele care sunt deja sincronizate pe serverul de DPM. Observați că a detectat că replica este inconsistentă și se face o verificare. Dacă vrem să protejăm o bază de date suplimentară, putem merge, de exemplu, și să mergem în zona de, de exemplu, să creăm un nou protection group și să zicem de tip server. De data asta expandăm serverul de SQL și aici o să selectăm o altă bază de date decât cele care sunt deja selectate. Durează puțin până interoghează agentul, pentru că interogarea se face live, pentru a vedea ce baze de date au apărut acolo. Vedeți că sunt două instanțe de SQL Server, SCSQL și SCSQL 2. SQL 2. Hai să zicem că vrem să salvăm baza de date de la Orchestrator, pentru că nu e foarte, foarte mare și vom face un nou protection group, să zicem Orchestrator. Și să vedem cât ne calculează că va fi baza de date. Deci de data asta, vedeți, vom păstra 5 zile pentru retention range și sincronizarea se va face la fiecare 15 minute. Acum, dacă alocăm, vedeți că baza de date nu e foarte mare, dar va aloca totuși 10 giga și respectiv 4,57 giga pentru recovery point. Vom păstra datele respective. Și la replica creation method putem specifica ca backup, ca sincronizarea inițială să facă iarăși mai târziu, deci ca să ne deranjeze acum copierea datelor din rețea, și la fel setările de consistency referitoare la felul în care să face protecția. Deci astea ar fi setările specifice pentru baze de date. Acum o să continui să creez grupul respectiv. O să dureze relativ puțin, pentru că de data asta nu am ales să sincronizez datele inițial. Deci așteptăm să finalizeze crearea protection grupului. Și între timp vreau să mai observați că statusul pentru Protection Group 2 s-a schimbat în verde pentru că am rulat Consistency Check și a făcut resincronizarea datelor de pe serverul de producție pe volumele special create și gestionate de Data Protection Manager. Acum, dacă mergem să vedem cum au fost alocate, vedeți că au fost alocat din nou încă un volum de 10 giga pentru bază de date pentru care am creat Protection Group-ul și încă 4,57 giga pentru Recovery Point-uri. Deci, vedeți că DPM-ul creează aceste volume
pe discurile pe care le are la dispoziție și noi ce trebuie să avem grijă să avem întotdeauna spațiu disponibil în momentul în care vrem să realizăm noi protection grupuri sau când cele existente vor crește automat. Ok, asta a fost pe scurt o trecere în revistă a lui Data Protection Manager 2012. Pentru informații suplimentare, vă recomand, bineînțeles, site-ul Microsoft.com, unde găsiți informații despre produs și, de asemenea, blogul de pe TechNet numit Control-P, de la Protect, în care găsiți informații suplimentare despre noile funcționalități din Data Protection Manager 2012. Cu acestea eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la prezentare și vă rog dacă aveți întrebări. Vă rămâne în continuare online pentru întrebări. Această prezentare face parte dintr-o serie dedicată Private Cloud și System Center 2012. Este ultima prezentare din serie dedicată produselor. Am discutat deja despre Virtual Machine Manager și App Controller, despre Configuration Manager, despre Service Manager, Orchestrator, Operations Manager și astăzi despre Data Protection Manager. Săptămâna viitoare vă invit să discutăm despre cum putem proiecta o infrastructură de tip private cloud cu Hyper-V și System Center 2012. Deci vom discuta despre arhitectură, despre cum proiectăm din punct de vedere al capacității, despre care ar fi variantele hardware disponibile de la diversi producători pentru a putea trece la implementarea unei astfel de soluții. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru participare și vă aștept din nou săptămâna viitoare. Toate cele bune!